țăranii la Beci ținem așa cartofii, că e căldură acolo, să nu degere, că sunt foarte sensibili cartofii, butoiul cu varză acră și murăturile. Ce apa uscată nu o ținem în Beci, în Colțește, umeditate, ce apa o punem noi înainte, aveam pod și acum avem la țară un pod în lădițe de plastic să fie uscat acolo, să țină ceapa, nu crește, nu, nimic. Morcovii îi ținem la Beci iarna, în saci, în saci de rafie. Dar de 2-3 ani au început să crească, să le crească codițele, știi? Și așa le îngropăm afară. Afară, undeva unde țin până târziu și unde e umbră, facem o gropiță, așa, nu chiar adâncă, și aranjăm sacii acolo, îi punem și când e frig iarna, punem niște paie, niște nailoane ca să țină. Și țin așa de proaspete. Și pastârnacul, și sfecla, și ridichile, le împunem iarna afară, la saci. Atât. Nu putem să le punem. Le-am pus în Beci și au crescut lujuri, au început să strice că e căldură în Beci. În Beci ținem numai cartofi.